Bună seara, bună seara. A venit și Victoria în sfârșit. Trebuia, sincer, mi-era frică pentru că anul trecut am avut o serie de 7 meciuri fără victorie. Acum 2 ani, iar o serie de 7 meciuri fără victorie. Uitați-vă că aproape în fiecare an dintre ultimii am avut o astfel de serie. Și mi-era frică să nu intrăm în caruselul acesta. Da, să știți că în afară de City, cred că fiecare echipă mai are și astfel de momente într-un sezon. Acum depinde cât sunt de lungi. No, și 7, pe asta zic 7, o vorbim de 7. 7 sunt destul de lungi. S-a mai strâns puțin clasamentul acolo, pentru că Universitatea Cluj a suferit prima înfrângere. Sunteți la 3 puncte, e adevărat că puteți să nu fiți pe locul 2 dacă oțelul își câștigă restanța. Dar 3 puncte față de lider, cum apreciați șansele de luptă la titlu până la urmă, că asta se dorește în bănie? Cred că va fi într-adevăr un campionat ce va fi câștigat cu echipele, între ghilimele, așa spuse, mici. Pentru că s-a echilibrat foarte mult valorile, din păcate s-au strâns pe mijloc, sau să spunem, din fericire, nu știu, adică nu dau seama dacă echipele, să spunem, mari de sus au devenit mai mici sau cele mici au devenit mai mari. Asta pe semne că o să tragem o concluzie la sfârșitul campionatului. Da, e o bătălie, meci cu meci, trebuie să luăm exact cum a spus și Costel la conferința de presă de după meci. Acum un meci foarte important cu Oțelul Galați. Mergem acolo să câștigăm, un teren foarte greu, știm foarte bine cum se comportă Oțelul, aleargă foarte mult, contraatacă foarte bine, chiar au și dominat ultimul meci din punct de vedere al posesiei, va fi un meci greu. Ați înțeles ce s-a întâmplat spre final atunci la apostrofările publicului după o pasă înapoi, cred că a lui Bancu, de la televizor nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat. Bănia aia noastră, nu, cred că Bancu a vrut să temporizeze pentru că ceilalți erau un nou jucător de câmp, n-au vrut, adică au zis, doamne, hai, ce să mai ne apucăm să-i călărim, între ghilimele, da. Și cred că asta a fost, dar bănia e foarte grea. În Craiova, pe Oblemenco, să joci este foarte, foarte greu. De asta cine supraviețuiește între ghilimele aici, ajunge fotbalist. Da, credeam că s-a mai întâmplat ceva colateral, că nu prea s-a înțeles de aici, de la televizor. Nu, publicul vrea golul. Doar de asta, da. Da. Și publicul de asta vine, să vadă acțiuni, să vadă goluri. Dar a fost doar un episod. Însă, într-adevăr, vorba lui Bărbuț a intrat odată în ce era la noi. Așa. Conduceam cu 3-0, a dat o pasă înapoi și cred că erau vreo 20.000 de spectatori. Toți au început să fluiere. În momentul acela Bărbuț a zis, când joci pe Oblemenco, nu dai pasă înapoi. Asta trebuie ținută minte. Pe de altă parte, sigur că rezultatele sunt extrem de importante și sunt momente în care, tactic vorbind, echipa trebuie să temporizeze. Nu dai pasă înapoi, domnul Rotaru, e adevărat, dar și suporterii trebuie să o dea înainte, că au fost doar 5.000 seara asta. Adică, așa cred este, că merită, pentru că în bănie, merită în mai bănie mult. Suntem rezultatul propriului succes, să spunem. Echipa se bate sus și dacă nu suntem pe primele două locuri, lumea... Da. Okay, a început acum și au început universitățile, sau urmează să înceapă universitățile, mulți au culegiile, e cumva de înțeles. Și spectatorii chiar au fost extraordinari. Cei care au fost... Ăștia care au fost, da, s-au auzit, da. Au fost destul de puțini. S-au făcut strugurii, domnul Rotaru? Eu îi culeg pe 5 sâmbătă. Serios? E bine că a plouat puțin. Da, serios. Deci pe 5 îi culeg. Da, eu v-am întrebat așa, că ați amintit de cules viile, da? Și eu v-am răspuns. Pe 5 culeg ea. Da, cât aveți? La Drăgășani. Cred că e de lângă Drăgășani. Exact. La, da? Câmpul Mare. La Grădinar, de unde? De la... Nu, la Dobroteasa. Câmpul Mare. Auzi. Și vă băgați... dumneavoastră, personal, nu? Bineînțeles, din cod, am tradiție cu copiii de când erau mici, de când aveau 3 ani, lăsăm un rând de vie pentru ei, se duc și acum cu legi și primesc 10 lei sau 20 de lei sau 50 de lei, nu știu, acum indexăm și noi cu inflația. Păi da, vedeți că s-au mai updatați tarifele. Da, o să vină la negocieri sindicatul înainte. Ce vreau să vă mai întreb, naturat, cam mult până să-l vedem pe bancă, pe Cicâldău, adică mă așteptam să ajungă fit, ca să zic așa, mai devreme. Da, dar trebuie să elimini orice risc de accidentare, pentru că un jucător, când vine după o perioadă lungă în care nu are nimic de joc, e bine să protejezi. Și atunci, dar asta este decizia staffului tehnic,
prea mult până e pe bancă, nu, n-a durat, practic sunt 3 săptămâni, deci ar fi fost doar 2, dacă ar fi debutat, ar fi fost meciul trecut. Numai atât a trecut, mi s-a părut că a trecut mai mult de când l-ați transferat. Nu, după a venit în ultima zi de transfermat în România, cât a fost, 8, 9, nu? A, așa, da, 29, da. Deci sunt 20 de zile, ar fi fost sub 2 săptămâni săptămâna trecută. Da, și nici astăzi nu era totul în regulă? Ca să prinde câteva minute? Asta nu știu, asta trebuie să întrebați pe Costel. Când îl debutează, când joacă, nu știu. Lăsați că dacă nu joacă nici etapa următoare, o să-l întrebați și dumneavoastră. Păi semne că da. Cu Screciu, ce s-a întâmplat, domnul Rotaru? Aveți idee? Nu, Screciu a avut o supra-solicitare, totul este ok, n-am vrut să riscăm. Aveam 2-0 la pauză, acum 10 minute l-am trimis un mesaj doctorului și am și primit răspunsul, că nu totul este ok, doar Polici are o condiție puternică la umăr. Screciu, o supra-solicitare pe gambă, dar minoră, exact așa este. Nu e vorba de nimic. Patronul FCSB vorbește despre... Nu mă interesează ce vorbește patronul. Nu, e vorba de subiect în sine, nu de declarațiile dumneavoastră. Când începe să spuneți A, B, ce eu zic din prima B, 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 adică nu mă interesează ce spune patronul FCSB. Bun, atunci haideți să încep altfel. Arbitrii străini în România? Nu. Școala de arbitraj a produs în ultimul timp, a produs pe Ișvan Kovac, l-a produs pe Sfejnic, l-a produs pe Hasegan, vorbim, adică a promovat la nivel mare, avem Bârsan. Sunt arbitri tineri care vin din spate, școala de arbitraj trebuie să se dezvolte. Sigur, trebuie să facem tot posibilul să eliminăm cât mai mult greșelile. Uite, de exemplu, eu pe Sfejnic astăzi nu l-am înțeles la galbenul dat la mijlocul terenului, cui? Cred că Dancu, nici a fost un foul de joc, nicio intensitate, nimic. A, la Cotola? Nu la Cot, a fost un foul, dar nu știu dacă de cine a fost la mijloc. La Oshima. La Oshima a fost da, un galben, dar sincer nu mai țin minte faza. Puteți să o căutați, dar a fost, nu știu, minutul 80-70, un foul de joc fără nicio intensitate, fără ținere, n-avea niciun sens. Poate mai greșește omul, nu? Așa, m-a apreciat, a văzut ceva, altceva decât am văzut noi. Nu vrem arbitrii străini, vrem ca școala de arbitraj să se dezvolte. După ce s-a întâmplat cu AMFB, credeți că e posibil că la un moment dat să asistăm la faptul că la situația în care FRF este... Acum, sigur că am cerut opinie juridică imediat după ce am văzut și am căutat similarități cu FRF-ul. Din punctul de vedere al avocaților noștri, nu există un risc, adică FRF-ul încă are mecanisme să-și pună lucrurile la punct, dar dacă prin absurd s-ar întâmpla, ceea ce nu cred, repet, opinia juridică este că nu sunt șanse, decât dacă FRF-ul neglijează speța. Și atunci dacă se va întâmpla, în secunda 2, se constituie o nouă entitate și de acolo o ia de la zero cu aceeași conducere, cu aceeași membri, mă rog, poate o să fie o bătălie vis-a-vis de conducere. Dar altfel nu vor fi probleme, adică nu va da faliment fotbalul românesc. Da, asta bun, nu e vorba de faliment, dar e vorba despre o situație absolut incredibilă, să stai atâta, dacă ajungem în situația asta, atâta vreme, o chestiune a funcționat fără să fie legal. În ilegalitate, dar nu se pot anula decizii și așa mai departe? Sau? Da, eu nu vreau să intru în polemică cu nimeni, nu cunosc speța foarte bine, doar am cerut o opinie juridică și mi s-a răspuns. Că dacă FRF-ul își va face lucrurile și își va spune lucrurile la punct, pentru că trebuie să și le pună la punct, pentru că altfel are o problemă, da? Are portițe și are mecanisme. Mai departe nu am intrat și nu m-am aplicat ca să pot să intru într-o polemică să susțin lucrurile de vedere sau altul. V-ați făcut o impresie despre Lukic? Lukic exact ceea ce știam. Un fotbalist foarte puternic, cu o viteză foarte bună, un foarte bun joc de cap. Da? Și foarte agresiv. Aleargă foarte mult, dar Costel a vrut un atacant central cu care să poată să facă pressing. Asta a fost cerința. Și el l-a vrut pe Lukic. Da, am revăzut puțin mai devreme, dar poate reușim să mai vedem o dată. La Oshima, acolo, vreau să-l întreb și pe Marius ce părere are. Dacă e gratuit acest galben sau nu. Foarte, foarte ușor. Nu avea nicio posibilitate de dezvolta un atac periculos pentru că erau 3-4 jucători de la Craiova în fața lui. Nu este o ținere evidentă, nu este un comportament nesportiv, deci aș spune că nu trebuia să acorde acest cartonaș galben.
Păcat, vroiam să ne certăm puțin, domnul Rotaru, dar astăzi seara nu. Păi nu, că acum că am văzut că domnul Avram se pricepe și la fotbal, glumesc acum că am văzut că și-a dat cu părerea vis-a-vis de jocul și fiecare echipă, așa că putem păi... și noi să ne dăm cu părerea despre arbitraj, dacă domnul Avram... Da, bineînțeles, bineînțeles, oricine are dreptul la o părere și dacă nu sunt foarte multe faze de arbitraj, evident că ne mai exprimăm și în legătură cu jocul echipelor. Da, dar în rest, într-adevăr, un arbitraj foarte bun în seara aceasta. Acolo cred că a fost o gratuitate, dar sigur că trecem peste ea, chiar gândeam cu Costeșin, că după a fost un faul care era mai de galben decât primul. Bine, nici ăla nu era de galben, la Căpățână. Al Căpățână l-a făcut faultul. Dar nu. Ok, trecem mai departe. Bun, mulțumesc mult, domnul Rotaru, pentru intervenție. Seară bună. Cu multă plăcere, seară bună. Numai bine. Mitriță, hai să vedem ce spune după această confruntare. Bună seara, felicitări pentru victorie, felicitări și pentru golul marcat în final, al șaptelea pe gol, ești golietorul campionatului. Cum te simți după această victorie? Bună seara, mulțumim frumos, aveam nevoie de această victorie. Veneam după 4 meciuri fără victorie. Pot să zic că a fost o gură de aer și trebuie să menținem pe aceeași linie. Următorul meci, vom avea un meci extrem de greu la Galați și sperăm să luăm cele 3 puncte. Urcați pe locul 2 și toată luna asta în care, bineînțeles, nu cred că a fost chiar liniște la voi, pare așa că a fost o perioadă în care s-a exagerat, că uite, sunteți pe locul 2 la 3 puncte de primul loc, așa, dintr-o dată, dintr-un rezultat, e adevărat, v-au ajutat și celelalte rezultate. Asta e problema. Lumea general trebuie să înțeleagă acest lucru. Suntem pe locul 2, campionatul este foarte lung, nu poți să ai atâta răutate ca suporter dacă iubești această echipă. Trebuie să fim o familie dacă vrem să câștigăm campionatul, începând de la suporter până la ultimul om din club. Nu ai cum să procedezi așa cu Nicușor Bancu, dar ce să este fotbalul, m-am spus, dar trebuie să fim alături unul de celălalt și vreau să felicit din toată inima peluza noastră, a fost extraordinară și ne-a ajutat foarte mult. Știi că totuși, tu știi poate mai bine decât mulți alții, că aici se încinge mai repede sângele așa și vreau să te întreb, sau mai bine spus, vreau să le transmit ceva suporterilor care, indiferent de ce spuneți voi la flash-uri sau la declarații sau înainte sau după meciuri, vor titlul, vor să vă bateți la titlu. Trebuie să aibă răbdare. Ce pot să le spun mai mult? Campionatul, v-am spus, este lung, avem o grămadă de meciuri. Nu știi ce se poate întâmpla până la final. Noi dăm totul la fiecare meci. Vă garantez că nu e unul în vestiar care nu dă totul la fiecare meci și la fiecare antrenament. Urmează, cum ai spus și tu, deplasare la Oțel, unde n-a câștigat nimeni, ba chiar a fost un singur gol marcat și ăla din penalti. Adversar foarte complicat, nu? Da, sperăm să facem un meci bun. Când am mai fost la ei, am bătut cu 3-0, vă dați seama că nu va fi același meci. Atunci a fost și un teren foarte, foarte greu. Nu știu cum va fi vremea acolo, dar să mergem încrezători, să dăm totul pe teren. 7 goluri, golgheter, te bați, te gândești la titlul de golgheter? Nu, vreau să fie fiecare meci în parte, nu vreau să pun mai multă presiune pe mine decât este. Vreau să iau fiecare meci în parte și Dumnezeu mă răsplătește. Și de asta intru cu încredere în teren și îmi doresc să și marchez, dar în primul rând îmi doresc să câștig echipa. Mulțumesc!